Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Eu sunt Dodo și astăzi vom vorbi despre un program foarte, foarte tare. Acesta se numește Baidu PC Faster și suntem la versiunea 5.1. Deci, dragii mei, avem o grămadă de programe care fac acest lucru, doar că acestea costă bani. Variantele care sunt gratuite, să știți că nu sunt nici chiar atât de complexe cum este acesta. Sigur, este cel mai bun program de acest gen, adică program de optimizare a PC-ului. Va curăța absolut tot, va opri tot ce nu este nevoie, o să vedeți despre ce este vorba. După cum v-am spus, cred că este cel mai bun program de acest gen. Și ce să mai vorbim, și variantă gratuită. Așa că, dragii mei, nu uitați să dați și voi un like, share și subscribe, în acest fel mă ajutați și pe mine și nu uitați, o să urmeze un concurs, adică se apropie sărbătorile și vreau să dau și eu ceva. Ei bine, ca să dau ceva, va trebui să faceți și voi ceva și acesta va fi un concurs, pentru că n-am cum să dau un joc sau poate chiar două, dar este vorba de Battlefield 1, vreau să dau jocul Battlefield 1, în joc original. Vreau să-l ofer cuiva, dar asta printr-un concurs, așa că fiți pe fază, va urma acest concurs în care cel mai bun să-l câștige. Bun, nu uitați, vreau să mai fac un anunț, vineri sau sâmbătă vom avea un invitat special în platou, e studio, e ce vreți voi, da, deci în biroul meu vor veni două persoane, ar trebui să fie. Dar nu vreau să spun mai mult, spun doar că unul dintre ei este mare, mare jucător de LOL. Atât vă pot spune deocamdată. Ok, să vedem și dacă vor veni. Dar mi-au promis, acum rămâne să vedem pentru vineri sau sâmbătă. Deci vom avea un live special, bineînțeles voi face un anunț, vom avea un live special în care vom avea doi invitați speciali. Ok, hai să trecem mai departe la treaba noastră. Deci încă o dată nu uitați să dați și voi un like, da? Un like și share, bineînțeles. Hai să vedem despre ce este vorba. Deci, Baidu PC Faster. Am să vă las link în descriere ca să-l descărcați și voi. Download. Este foarte simplu de instalat. Dăm save. Eu am dat să se salveze pe desktop. Băgăm în bara pentru că nu mai avem nevoie. Și hai să vedem. Asta este ce noi am descărcat. Este executabilul. Dăm dublu click pe el. Install. Hai să vedem. Deci, ce avem aici noi? Acesta este programul propriu zis. La New aici, unde vedem că avem New, hai să vedem ce avem. Aici avem, e customizabil, adică să arate altfel. Și avem aici câteva teme. Noi o să mergem, de exemplu, pe Happy New Year, adică să fim în spirit de sărbătoare. Ia uitați, l-am făcut să arate, dacă tot vine Crăciunul, vine Revelionul, uite, avem și acest program cu această interfață frumoasă, interfață de sărbători. Bun, am făcut asta, puteam să lăsăm și pe default așa, dar zic eu că e mai frumos. Dacă o să mă întrebați, da, eu l-am verificat, normal că am verificat ca orice program ce-l prezint, ce vi-l arăt vouă, îl prezint. Hai să vedem despre ce este vorba. Deci, ne-a făcut și o scurtătură exact pe interfață. Dacă dăm click aici, hai să vedem ce se întâmplă. PC, your PC is excellent. Deci este excelent. Dar, bineînțeles, noi nu o să ne luăm după asta. O să facem, vedeți, avem și setări. Auto memory lays, adică să optimizeze memoria RAM, ceea ce e un lucru foarte bun. Și full speed mod, adică dacă dăm aici, PC-ul nostru se va mișca mai rapid. Bun, dar haideți să vedem mai departe ce avem. Nu vreau să le iau chiar așa dintr-o dată, vreau să le luăm pe rând ca să vedeți mai exact ce facem. Avem virus în el, avem tot ce ne trebuie. Program de curățat, de căutat. Haideți să vedem ce facem. Deci, din start aici, adică la quick check, nu ne rămâne decât să dăm scan now. Vom da scan now și o să vedem ce face. Ne scanează tot PC-ul și caută să vadă programe ce nu avem nevoie, memorie care este folosită aiurea, ce ne ocupă, deci mă refer la memorie RAM, memorie de pe hard disk, ceea ce e un lucru foarte bun, ținând cont că sistemul l-am pe un SSD de 120 de GB, liber fiind de 111 GB, normal că mă interesează și acest lucru, adică de ce să am fișiere aiurea când ele pot fi curățate și șterse. Și dacă o să ne uităm bine, hai să dăm un pic în jos și asta vă recomand și vouă, să vă uitați puțin înainte de a da, nu știu, să curățați. Aș vrea să dați înainte să vedeți cam ce vă arată.
Și uitați, temporal files, deci am 6 giga în temporal files, adică fișiere de care nu e nevoie. Fișiere care sunt păstrate temporar. Ei, acestea trebuie să șterse. Deci ne curăță absolut tot, ne curăță până și browserele, dar vă știți, când umblați pe un browser, rămân locurile pe unde voi ați umblat și avem și ceva megabytes adunați pe aici. Și dacă stăm să ne uităm la toate, avem peste 1 giga. Păi, uitați, mai eliberăm o grămadă de memorie. Și dăm speed up now. Ia uitați, curăță tot, o să vedeți imediat cum curăță și ne face PC-ul să fie în regulă. Ia uitați aici sus, junk files, 0, trece la următoarele, la următoarele, ia uitați. Deci chestia e că și programe care nu ne sunt necesare, în același timp au oprit 45 de programe care nu sunt importante și pentru atunci când pornim sistemul nostru. Asta este un lucru bun. De ce? Va scurta timpul de butare a sistemului nostru și a curățat 8,4 GB, da? Un necesar program 124,7 MB. Adică dacă sunt programe care nu le-ați folosit de foarte, foarte mult timp, să presupunem că aveți sistemul de operare instalat de câteva luni de zile. Ei bine, în timp voi ați instalat programe care probabil ați uitat de ele. Dacă dați o curățare, va șterge acele programe pe care nu le-ați folosit de un timp, adică nu le-ați accesat de foarte, foarte mult timp. Și-a dat seama că nu îl folosești și atunci de ce să-l ții în PC dacă nu îl folosești. E foarte bine ce-a făcut, deci e foarte bun. Atenție, sfatul meu este, da, este un video mai lung. Este un video mai lung, dar din cauza că e foarte important, sfatul meu ar fi să-l urmăriți pas cu pas, să-l urmăriți tot, pentru că aveți de învățat din acest video, mai ales că avem un program foarte, foarte bun. Bun, haideți să vedem acum, deci ne-am curățat sistemul nostru, l-am optimizat, practic, ce avem noi mai departe, da? Haideți să vedem, cleaner. La cleaner deja aici ne arată că am curățat. Și dacă vrem totuși o curățare mai amănunțită, vedeți, mergem aici pe large file cleaner. Adică să caute în toate fișierele noastre, adică o căutare mai amănunțită, adică extinsă. Ce am făcut noi acum? Am curățat doar din ce? Ei, în același timp putem să curățăm absolut tot. Adică să curățăm tot. Ceea ce vedeți aici, dacă o să mă întrebați, da, sunt două SSD-uri pe care eu le-am curățat, unul să-l adaug în laptop, vreau să adaug al doilea SSD pentru laptop și un SSD mi-a cerut Vlad să-i dau. Deci renunț la două SSD-uri din sistemul meu. Bun, de asta vedeți că scrie Vlad și laptop. Asta am făcut eu, am curățat două SSD-uri azi noapte, am probat acest program. Rămâne ca aceste două SSD-uri să le scot. Asta ca să nu întrebați de ce scrie Vlad și laptop la mine pe sistem. Ați înțeles de ce? Consider că am suficient spațiu încât să scot aceste SSD-uri afară. Bun, după cum v-am spus, voi puteți la fel de bine să bifați ce aveți nevoie. De exemplu, nu vreți să vă ocupați de ce? Debifați ce-ul și treceți la o altă partiție. Da, ar fi bine să faceți pentru fiecare partiție ceea ce am făcut cu partiția ce. Ok, aici ieșim afară. Software Uninstaller. Hai să vedem despre ce este vorba. Păi avem... Păi, e fenomenal acest program. Aveți cuvântul meu, e bestial. Deci folosiți-l cu încredere, nu veți avea nimic de pierdut, aveți numai de câștigat. Aici avem toate programele, toate driverele noastre instalate, jocuri și așa mai departe. Dacă vrem, putem să dăm un install la fiecare program. Deci dacă un program se va dezinstala în mod normal din control panel, e foarte bine, intre aici și îl ștergi, îi dai un install foarte, foarte simplu. Dacă vrei un program să-i dai pe ignore, îi dai pe ignore și atunci va ignora acel program. Deci e foarte, foarte tare acest program, da? Deci eu spun să-l folosiți, folosiți-l cu încredere pentru că chiar se merită. Deci v-am arătat ce avem aici, Privacy Cleaner, aici
ne dă să curățăm mai amănunțit în tot ce avem noi în sistemul nostru. Nu ne băgăm aici și sfatul meu ar fi să nu vă băgați aici. Și plug-in cleaner. Deci acum ne scanează, ați văzut sisteme care sunt mai pretențioase, adică care sunt dubioase. Deci dăm un rescan, dar n-a găsit What's My Luxus plugin, n-a găsit nimic la mine, e în regulă. Deci ați văzut la cleaner, deci am mers și la cleaner. Mergem la speed up și aici ne interesează foarte, foarte mult. Startup items, adică programe care pornesc în startup, adică când noi pornim sistemul nostru de operare, când pornim sistemul nostru, PC-ul nostru, de fapt, pornește odată cu mai multe programe. Ei bine, sunt, după cum vedeți, la mine unele sunt date pe disable, dar am și unele pe enable. Ei bine, eu de aici pot să setez ce am nevoie și ce nu am nevoie, da? Uitați, aici este un cursor, eu am făcut un video în care am prezentat de sărbători. Când ai cu mouse-ul, când ai cu mouse-ul să-ți arate că ninge, cad așa picățele din mouse. Dacă vreți să căutați la mine în videouri cum să fac desktop-ul însă de sărbătoare, așa ceva. Bun, și o să-i dau, pentru că îmi pornești odată cu sistemul, o să-i dau pe disable. VMW War așa 3X îmi cere să-l șterg. L-am șters. Baidu PC Faster, adică să pornească odată cu sistemul de operare. Ei bine, dragii mei, sfatul meu este să-l dați pe disable. Să-l dați pe disable, yes, și să-l folosiți doar, nu știu, odată pe săptămână. Nu-l folosiți chiar atât de des, dar odată pe săptămână e bine să-l rulați și să-l deschideți. Și, deci, odată pe săptămână, când nu aveți voi de lucru la PC-ul vostru, treceți și faceți acest lucru. Adică să-l porniți programul și să vă faceți treaba cu el, ca mai apoi să-l opriți și gata, ați terminat treaba. Dar odată pe săptămână, nu mai des, așa e cel mai bine. Aici avem history, nu ne interesează, și avem virus scan, adică să scaneze sistemul nostru. Deci da, dați o scanare, nu o să-i dau acum pentru că va dura foarte, foarte mult, pentru că în același timp va trebui să scaneze absolut întreg sistemul. Așa că nu o să dau, dar voi puteți să o faceți. Atenție însă! Dacă aveți jocuri piratate, sfatul meu este să nu faceți acest lucru, s-ar putea să vă șteargă creicurile. Creicurile, acele, deci un joc ca să meargă, un joc piratat, folosește niște creicuri, un program care sparge practic jocul. Și un antivirus îl vede ca și virus, adică îl vede ca ceva străin, pentru că într-adevăr este ceva străin. Așa că voi decideți dacă vreți să-i dați. În același timp puteți să-i dați internet scan, full scan, custom scan, adică da, ăsta este bun, puteți să mergeți, de exemplu, pe custom și game scan. Da, asta e bun, poți să scanezi doar jocurile. Acum voi decideți ce faceți, de exemplu, ați putea să deschideți un joc și înainte de a-l instala să dați game scan și să mergeți să-l scanați. Deci, sau să scanați fișierul, să vedeți dacă nu sunt probleme cu el. Ok, deci am văzut și cei cu scanarea. Și acum, bun, ce mai avem noi de făcut? V-am arătat, v-am explicat ce fac toate astea. V-am spus, fiți atenți până la capăt și nu dați pe sărite, pentru că nu veți ști ce aveți de făcut. Aici Wi-Fi hotspot. Deci, dacă vreți, dacă sunteți pe laptop, e valabil asta, adică să dați Wi-Fi hotspot și atunci poți să folosești telefonul, de exemplu, să te conectezi direct la laptop. Te conectezi direct la laptop, nu te conectezi la rețeaua care, nu știu, poate la telefon ai semnal mai bun sau poate vrei să bagi, mă rog, Wi-Fi hotspot. Sau poți să bagi prin televizor cu laptopul și așa mai departe. Baidu Browser, deci avem și un browser Baidu, eu cred că am prezentat acest browser și să știți că este destul de bun. Dacă vreți, puteți să-l încercați, dați aici click și vă trimite pe pagina unde voi să descărcați acest browser și puteți să-l încercați, de ce nu. Și mai avem după aceea Faster Now, Speed Up Your PC, da? Și dacă dăm aici, dăm Faster Now. Și ia să vedem, accelerating, și o să ne facă sistemul nostru mai rapid. Ok, este bine să folosiți și chestia asta periodic, dar după cum vedeți avem aici o scurtătură, dați pe această scurtătură și o să vă facă exact aceeași treabă. Aici în toolbox, aici putem să
vedeți, facem Game Faster, deci fiți atenți, este bun și pentru jocuri. Dăm click aici pe Game Faster și ne pregătește sistemul nostru pentru a juca. Și dacă vrei, aici îți tragi jocul, da? Îți adaugi jocurile care tu vrei să îți meargă mai bine. Adică cum facem acest lucru? Mergem la desktop și o să aleg să vedem, am un joc. Nu am niciun joc. Agua Motor Racing, da? Și dați Open. Și a adăugat jocul aici. Nu vă rămâne decât să dați, să-l porniți de aici și jocul este optimizat. Deci ne optimizează sistem, întreg sistemul, ne ajută chiar și în jocuri, deci vom câștiga pe PS-ul. Da, este un program foarte, foarte bun, deci sfatul meu este să-l folosiți. De aceea v-am spus să stați până la sfârșit să urmăriți, deoarece vreau să ajung la acest program, adică la partea finală, unde ne ajută în jocuri. Lucru care toată lumea mă întreabă, toată lumea vrea să aibă, să câștige câteva FPS-uri în plus. Deci, este un program gratuit, un program foarte, foarte simplu, sfatul meu este să-l folosiți. Așa că, dragii mei, cam asta a fost. Nu uitați să dați și voi un like, share și subscribe. Cred că, nu știu, zic și eu că merită atâta lucru din partea voastră. Așa că, dragii mei, folosiți acest program, folosiți-l cu încredere, aveți cuvântul meu, este cel mai bun program. Deci nu știu dacă o să găsiți un program mai bun ca acesta. Avem tot, avem absolut tot în acest program. Așa că, dragii mei, v-am salutat, v-am pupat și ne revedem data viitoare. Pa, pa!